Alertă maximă astăzi la ieșire din municipiul Buzău spre localitatea Țintești din cauza unui incendiu violent care a cuprins un depozit de deșeuri reciclabile care aparține grupului de firme Greenway International. Flăcări uriașe au cuprins întregul depozit în care se aflau tone de deșeuri de aparate frigorifice. Din cauza fumului gros, autoritățile au emis o avertizare RO-alert. De altfel, norul de fum negru putea fi observat de la 10 de kilometri distanță. Zona a fost izolată imediat, iar gazele și curentul electric au fost întrerupte. Am observat din zona industrială aceste flăcări. Și, după câte știm, e un depozit de carcase de frigideli recondiționate, dar nu știu de la ce a plecat, ce s-a întâmplat. Pe la ce oră? Maxim acum 30 de minute, deci nu știu. Și în 30 de minute a luat așa amploare? Exact, exact. Știți cumva erau angajați în momentul care... Au ieșit afară, i-a scos afară, da. Inițial, focul a cuprins carcase de frigidere și tone de cabluri aflate pe o platformă în aer liber. Ulterior, incendiul s-a extins și la o hală aflată în apropiere, plină cu deșeuri electrocasnice. Ne bucurăm tare mult că angajații și personalul care se află pe platformă să fie în siguranță. Nu sunt alte pagube decât aceste deșeuri tehnologice, cum vă spuneam, carcase de frigider. Cam ce frumos. Cantitate de deșeuri este? În momentul de față estimăm lucrurile, n-aș vrea să intrăm în detalii, dar cu siguranță o să revenim cu toate detaliile necesare, pentru că suntem deschiși și se investighează și cauzele, deocamdată nu se cunosc cauzele. Misiunea pompierilor a fost extrem de dificilă, având în vedere volumul mare de materiale reciclabile depozitate, în majoritate carcase și componente de aparate frigorifice. Pe lângă 5 autospeciale cu apă și spumă și 2 autoscări mecanice folosite de ISU Buzău, la fața locului au sosit și autospeciale de la societăți comerciale din județ. Din partea primăriei vor sosi 3 autospeciale de la RER cu câte 8 tone de apă, care vin în ajutorul pompierilor când o să rămână fără apă. S-au luat măsuri ca să poată alimenta cu apă de la Transbuz, avem 3 hidranți acolo funcționabili și vor încărca de acolo ca să nu mai meargă mai departe în autospecialele. Și vom acționa în continuare cu apă, cu ce este nevoie. Deja am anunțat pe cei de la întreprinderea Vigiavi să fie pregătiți să facem evacuarea persoanelor din instituție în caz de ajunge focul la dâși. La fața locului au sosit și reprezentanții ai Prefecturii, Ministerului Afacerilor Interne, Gărzii de Mediu și Inspectoratului Teritorial de Muncă. Dincolo de amploarea incendiului și pericolului existent, rămâne problema de mediu care va trebui lămurită de către comisarii de la Garda de Mediu. Polițiștii urmează să stabilească acum cauzele care au dus la declanșarea incendiului. Acesta este al doilea incendiu în mai puțin de un an la un depozit de deșeuri reciclabile. În data de 24 iunie anul trecut, un alt incendiu a izbucnit la o fabrică de reciclare din localitatea Frasinu, aparținând aceluiași grup de firme. Nici atunci nu s-au înregistrat victime, însă pagubele au fost uriașe.